Bine v-am regăsit, dragii mei, cei din Zodia Taur. Haideți să facem ce simte persoana voastră pentru cei din Zodia Taur, că sunteți despărțiți, că este vorba de soțul, soția voastră, că este vorba despre cineva pe care ați pus ochii și vă place, vreți să știți ce simte această persoană. Haideți să vedem. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru cei care aveți Zodia Taur, ascendent, descendent, lună, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud. Haideți să vedem ce simte persoana iubită pentru cei din zona, mai bine zic, ce simte persoana iubită pentru cei din Zodia Taur. Ce simte persoana voastră pentru cei din Zodia Taur, pentru voi? Ok. O să o las așa. Ce simte pentru cei din Zodia Taur? Ce simte persoana voastră iubită pentru cei din Zodia Taur? Ce simte persoana voastră pentru cei din Zodia Taur? Ok, persoana asta simte foarte multă furie. În primul rând, Chains. Persoana asta se simte legată. Poate aveți de-a face cu cineva din leu. Ok? Persoana asta simte că are, este foarte încătușată sau încătușată în niște adicții. În primul rând, persoana asta are probleme de alcoolism sau probleme de, probabil este vorba despre ceva ce ține această persoană legată, pentru câțiva dintre voi poate persoana asta este o persoană delinventă sau a avut probleme cu legea sau încă mai are în momentul de față. Vorbim de cineva care are anumite dependențe, poate de jocuri, de noroc, de băutură, de substanțe, dar pentru alții dintre voi poate fi de un stil de viață anume. Pentru alții dintre voi poate fi o persoană căsătorită care pur și simplu se simte legată când vine vorba despre a lua o decizie în privința voastră. Colorless angel, un înger fără culoare. Persoana asta clar se simte pierdută și calling the storm invers, persoana asta nu, simte că nu poate lua nicio acțiune asupra voastră, către voi. E o persoană cam în 8 de săbii. Momentan nu pot să dau un răspuns că ar fi dragoste adevărată, pentru că văd mai degrabă o persoană neputincioasă care nici măcar el sau ea nu știe ce simte mai exact. Da, o obsesie există pentru voi și o dependență, dar asta nu înseamnă că ar avea sentimente de dragoste. Dar haideți să vedem. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Taur. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Taur. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Taur. Ce simte persoana voastră pentru cei din Zodia Taur? Da. Exact. Persoana asta aduce o bătălie. Clar, este în furtună, dar nici măcar nu poate să ia acțiune. De ce? Pentru că aici este e vorba de o decizie. Și da, vă pot spune că persoana asta vă iubește. Dar decizia este între voi și altcineva. Poate aveți de-a face cu cineva din Zodia Gemeni, Leu, Berbec, Săgetător, ok? Capricorn, Colorless Angel. Ok. Aici avem o carte foarte evidentă în care această persoană simte că nu are ajutor din partea luminoasă sau nu cere ajutor din partea luminoasă, se simte undeva foarte jos și culmea că ține de aceste proaste obiceiuri sau credințe pe care le are și asta atrage persoana asta și mai jos. Este o persoană destul de chinuită și parcă așteaptă să se întâmple o minune, dar minunea asta... În minunea asta trebuie luată și acțiune din partea acestei persoane. Addicted. Clar, aici avem cartea voastră a Taurului. Taur Berbec. Persoana asta... Culmea că seamănă foarte mult cu ce am văzut la Zodia Leu. Poate cei de la Leu aveți de-a face cu un Taur sau Taur cu un Leu. Ok? Persoana asta, sau aveți ascendent, descendent, persoana asta simte că orice ar fi, trebuie să se încheie capitolul ăsta în care stă.
că e relație, că e dependență, că e familie, că sunt influențe exterioare. Pentru că știe și va ieși la lumină într-un final judecată curată. Haideți să vedem supărarea și optul de săbii. Am spus că poate aveți de-a face cu un leu. Ok? Și se pare că aveți. Pentru că aici este o regină de bâte, leu berbec săgetător, și furie și lanțuri, această carte, este ca și cum cineva aici iubește foarte mult. Dar asta poate fi și cartea voastră, okay? În cazul care aveți ascendent, descendent în leu. Dar cineva aici vrea să facă o ofertă pentru a reuși să fiți o familie unită. Însă este destul de dificil. De aici pornește dificilul, ok? De aici pornește. Dar aici văd ceva frumos. Se pare că lanțul ăsta se va dezlega și o să văd și ce va face persoana asta către voi. Pentru că văd pe cineva care în sfârșit are motivație. Poate că voi veți face pași către această persoană până la urmă. Vă simțiți legați de o persoană dintr-o zodie de foc? Vă doriți o familie cu această persoană? Poate voi sunteți căsătoriți? Sau această persoană este? Există și posibilitatea asta. Cineva așteaptă aici un divorț? Și cineva aici din zodie de foc se simte îngrădit sau îngrădită că nu poate face nicio mișcare. Chiar dacă voi sunteți căsătoriți sau această persoană este, ce acțiuni va lua persoana voastră către voi cei din zodia Taur? Aici trebuie să aveți puțină grijă, ok? Haideți să vorbim. O persoană vine aici, ăsta sunt, vulnerabil, este ca o mică pisicuță, ok? Care vine vulnerabilă, exact ca în poză, vulnerabilă. Dar aici urmează aici, revenge, ok? Deci cineva se transformă din această pisicuță în această specie, ok? Aici cineva vine să ademenească cu vulnerabilitate pentru că n-au... Cineva aici dorește răzbunare. De ce? Pentru că cineva aici, poate voi cei din zodia Taur, n-ați terminat un divorț sau ați mințit persoana asta că veți divorța și n-ați făcut asta. Cineva își dorește răzbunare. Haideți să vedem clarificarea acestor două cărți. În ce va face persoana voastră iubită pentru cei din zodia Taur? Am înțeles, am înțeles. Fiți atenți. Dacă persoana asta vine să se apropie de voi, să vă ademenească în ceea ce ține de sexualitate, în primul rând, aveți grijă că persoana asta vrea one night stand, ok? Asta este răzbunarea. Și apoi să plece la drum și să fie în defensivă cu voi. Trebuie să aveți foarte mare grijă. Dacă știți că ați făcut cuiva așa ceva, trebuie să aveți grijă, ok? Bun, atât am avut și pentru cei din zodia Taur. Eu vă pup și vă aștept la un nou video.